să ajungem unde suntem astăzi. Și suntem încântați să avem așa de mulți oameni care sunt împreună cu noi astăzi. În mod deosebit, aș vrea să-i mulțumesc excelenței sale, ambasadorului Marii Britanii, Paul Brownell, pentru că este împreună cu noi. Avem, de asemenea, reprezentanța ai autorităților locale. Avem reprezentanța ai clusterului tehnologic de la Măgurele. Cred că cu toții știm ce se întâmplă acolo. Și, în afară de vreme, care este cam ca și Londra, ne bucurăm să fim aici. Plăcerea noastră să fim aici. Aș vrea să vă spun bun venit din partea firmei RDC UK. Este o firmă română-britanică, ființată anul trecut. Și scopul oricărei firme este să facă profit, pentru că altfel este o caritate. Dar dincolo de profit sunt multe lucruri care sunt importante pentru o firmă. Și scopul nostru, celor care sunt implicați în această firmă, este să creăm mai mult decât doar bani. Scopul nostru este să creăm o comunitate pentru oamenii care sunt în jurul nostru. Proiectul pe care îl vedeți în ultimele 18 luni a generat câteva sute de locuri de muncă. Toate locurile de muncă sunt locale, am folosit infrastructură exclusiv din România. Apartamentele pe care le vedeți din punctul nostru de vedere sunt apartamente de foarte bună calitate. Englezii au o vorbă, we don't cut corners, nu tăiem colțurile, încercăm să facem colț ca să fie frumos și să fie bun. De asemenea, apartamentele sunt la un preț convenabil care dă o posibilitate multor cumpărători care probabil nu și-ar permite în altă parte să cumpere aceste locuințe. De asemenea, pot să spun că am avut suportul autorităților locale care ne-au sprijinit în toată această experiență din ultimele 18 luni. Și nu în ultimul rând, cred că ceea ce facem este benefic și pentru investitorii noștri care primesc o dobândă rezonabilă pentru banii pe care îi investesc. Mulțumesc foarte, foarte mult și sunt mândru să fiu aici la deschiderea acestui proiect foarte, foarte frumos, de o calitate foarte înaltă și sunt mândru că New Residents este o inițiativă romino-britanice. Rolul britanic în sectorul imobiliar și sectorul de construcție aici în România este foarte important și pentru că avem firme de calitate foarte înalt și pentru legături cu aspecte financiare și mobilizarea fonduri prin fonduri de investiții britanice a fost un aspect foarte important de acest proiect și putem să spunem că este un proiect sută de investiții britanice. Știu că este o perioadă foarte importantă pentru comunitatea Măgurele. În afară acest proiect Node New Residents, este proiect LENP, un proiect foarte important de sector de științe și tehnologie și sperăm că și această rezidență poate fi alegere pentru niște cerșători, niște personalități care vor lucrează cu LENP și că Măgurele vor deveni un centru adevărat pentru științe și tehnologie în România. Urez succes la New Residents, urez succes la acest proiect și felicita pentru toți pe care acest proiect o să fie casa în viitor. Mulțumesc! Aș vrea să țin un discurs, aș vrea să transmit un mesaj către oamenii care vor să lucreze în Măgurele. Măgurele a devenit atractiv
prin faptul că oferă un loc de muncă. Ceea ce dezvoltă cercetarea din Măgurele prin marile investiții care au venit la Airbnb nu face altceva decât să facă din orașul Măgurele un oraș atractiv din punct de vedere profesional. Dacă în alte localități din Ilfov, Martii Corbeanca, Snagov, oamenii se duc pentru faptul că au un peisaj frumos, că au un lac, oamenii la Măgurele vor veni și vor cumpăra case și vor locui aici pentru că vor găsi un loc de muncă atractiv, se vor realiza profesional și vor avea tot ce le trebuie în micul orășel care de astăzi începe o nouă etapă a dezvoltării lui. Cred că este cea mai importantă etapă din dezvoltarea orașului de până acum. Noi, ca administrație locală, să știți că o susținem foarte mult, am susținut-o și o vom susține în continuare. Vreau să felicit pe toți cei care s-au implicat în acest proiect New Residence. Este primul de o asemenea învergură în Măgurele. Este de o calitate excepțională. Recunosc faptul că sunt aici foarte des și am văzut modul în care lucrează. Sunteți profesioniști. Felicitări Cristi Mercioniu, care înainte de toate este prietenul meu. Vă mulțumim pentru prezență și felicitări. Mulțumesc frumos! We managed to bring the British weather with us as well yesterday. We felt very at home when it was raining. Ne-am simțit foarte acasă ieri când am ajuns, pentru că am aterizat și ploua foarte mult. Ne-am simțit exact ca și acasă. It's been a real pleasure to be able to come and join for the opening of phase 2 of the project here in Măgurele. Suntem încântați să venim să deschidem faza a doua a proiectului New Residence în Măgurele. And I really wanted to take the opportunity to thank everybody that's helped achieve what we've managed to achieve here. So și ceea ce am dorit să facem este să mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat să realizăm ceea ce am realizat aici. So a number of things when I look around the site, we've managed to build phase 2 on time and on budget, which is always good from an investor perspective, and we wanted to, our investors are very grateful that the team here has done that. În primul rând, uitându-ne jurul nostru, suntem foarte mulțumiți pentru că am putut să construim în timpul în care ne-am propus să construim și în bugetul pe care ni l-am propus să-l avem, și este un lucru foarte important pentru investitorii noștri. I want to say specifically thank you to Christian and Teo. They have been burning midnight oils here to manage to achieve what they've done. So thank you very much, you two. Vrem să-i mulțumim lui Cristian și lui Teo pentru aportul care și l-a adus, și fără de care acest proiect nu ar arăta în felul care arată astăzi. Deputy Mayor Natchez, thank you so much for your support. I also want to thank His Excellency for coming to help us open this. We've had your support from your office as well, so really, really do appreciate that. Și îi mulțumim lui Narcis pentru suportul pe care ni l-a oferit, și excelenței sale, domnule ambasador, pentru disponibilitatea sa de a veni aici și a fi împreună cu noi astăzi. One of the things about this project more broadly is it's been something which has been a partnership between a UK investor base, but also a team of Romanians, local Măgurele people who've managed to achieve this. And I really hope that this momentum bringing investment into this area continues, and I think you know, the team here should be extremely proud of what's been achieved. So I wanted just to say a broad thank you to anyone who's been involved and encourage you to carry on doing more things around Măgurele. Și un lucru care ne dă foarte multă satisfacție este faptul că am adus investiția din Marea Britanie, dar în același timp am folosit forță de muncă locală. Toți angajații firmei sunt din Măgurele. Mulțumim pentru ceea ce ați făcut pentru noi și sperăm că acesta este un început și lucrurile vor continua și vor fi alte proiecte care vor fi dezvoltate în zonă în același mod. And we look forward to seeing these apartments next time filled, and the first two already people have moved in, so it's great. We saw the play area at the as you sort of drive in, so hopefully this is the beginning of a community in this area. Sperăm că acesta este un început al unei comunități în Măgurele. Primele două blocuri sunt deja ocupate în marea majoritate. Sperăm că data viitoare când venim aici să vedem și următoarele patru blocuri ocupate, și ați văzut și dumneavoastră parcul pe care l-am construit pentru copii. Sperăm într-adevăr că va deveni o adevărată comunitate. First of all, I would like to say this is a joint
UK, Great British and Romanian project? În primul rând, este foarte important să spunem încă o dată, este un proiect româno-britanic, nu doar britanic. And I, as an investor and an owner of the company, și ca și investitor și în același timp asociat în firma care construiește aceste blocuri, are thrilled to be involved with you, the Romanian people. Este încântată să fie în această asociere cu oamenii din România. My heart goes out to you because I know where you have come from. Shana înțelege foarte bine problemele cu care se confruntă românii. And I am excited for you as a people because you have a very exciting future. Și cred că viitorul nostru poate fi un viitor foarte bun pentru români. I personally, when I was asked whether I would be involved with this project, inițial când am întrebat pe Shane dacă dorește să fie implicat în acest proiect, came over to see and to meet everybody and to meet Natchez. Am venit prima dată înainte de a începe proiectul să ne întâlnim cu toată lumea și ne-am întâlnit cu Narcis. And this area, Măgurele. Și această zonă Măgurele. And the link with the Eli project. Și legătura cu proiectul Eli. Brings a very, very valuable source of work to you local people in this area. Creează o situație în care oamenii din această zonă vor beneficia de o situație foarte prosperă în viitor. And so huge opportunities. This is a lovely area. It's a safe area. Este o oportunitate excepțională. Este o zonă foarte bună. Este o zonă de siguranță. So we as a company wanted to bring. Și noi ca și companie am dorit să aducem. Good quality. Good quality, low-cost housing. Am vrut să producem apartamente de bună calitate care nu costă foarte mult bani. And we're very thrilled, as Richard has said. Everybody said everything before I have said. Toată lumea a spus tot ce spunea înainte, dar suntem încântați. And I want to encourage all those who might be watching this program. Și abia să încurajez pe toți cei care vor vedea acest program sau sunt aici prezenți. Is to come and see, to hear what's happening here and what will continue to happen in this area. Să vedeți ce se întâmplă în această zonă și ce se va întâmpla în viitor în această zonă. And if you want to come and see one of our houses, please do. Și dacă doriți să vedeți un apartament, vă rugăm frumos să faceți. Mulțumesc și eu astăzi de aici, tuturor celor care sunteți prezenți. În primul rând îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că de la el avem toate lucrurile bune. Apoi mulțumim celor care au venit să investească. Mulțumim celor care au cumpărat. Mulțumim celor care au lucrat ca să aibă cei care au cumpărat ceva. Am vrea să dăm cumva o idee de viitor în ceea ce vrem să facem în zona Măgurele. Este o zonă care personal pe mine mă satisface foarte mult din multe puncte de vedere. Oamenii din Măgurele sunt niște oameni extraordinari și vrem să creăm o comunitate de oameni extraordinari. Adăugăm oameni care vin de pretutindeni aici, din alte orașe din țară, din București, vin în New Residence să investească sau să locuiască. Mulțumim foarte mult excelenței sale domnului ambasador că astăzi este cu noi aici și eu voi fi foarte scurt, mult mai scurt decât ceilalți. S-a muncit mult, se vede ce s-a făcut. Sperăm să facem și mai bine viitor și am vrea să lăsăm ideea că vrem să arătăm că se poate calitate, preț, echilibru. Avem un cadou pentru domnul ambasador. Am vrea să-i oferim cu această ocazie, cred că este prima oară când se oferă așa ceva în Măgurele și domnul Narcis ar trebui să mă contrazică dacă nu e așa. Emblema orașului Măgurele. Vă mulțumim.